Daniil Medvedev s-a calificat în finala de la Australian Open după ce l-a învins categoric pe Stefanos Tsitsipas, scor 6-4, 6-2, 7-5. Rusul se va duela pentru titlul de la Melbourne cu Novak Djokovic, care l-a învins în semifinalele de la Australian Open pe Aslan Karatsev după o oră și 53 de minute de joc, scor 6-3, 6-4, 6-2. Pentru titlu, Daniil Medvedev va trebui să-i provoace lui Novak Djokovic prima înfrângere într-o finală de la Melbourne. Sârbul a ajuns de 8 ori în ultimul act și s-a impus de fiecare dată. Naționala României începe anul pe locul 37 în clasamentul FIFA, aceeași poziție pe care a încheiat anul 2020. În ierarhie s-au înregistrat puține schimbări, iar în top 30 niciuna. Germania, pe care România o va înfrunta în martie la București în preliminariile Cupei Mondiale din 2022, se menține pe locul 13 în lume, iar Macedonia de Nord, calificată la Euro 2020, pe care tricolorii o vor întâlni la Ploiești pe 25 martie, se află pe locul 65. A treia adversară a României, Armenia, se află pe locul 99. Următoarea ierarhie va fi publicată pe 8 aprilie. Eliminată în sferturile Australian Open de Serena Williams, Simona Halep a revenit în țară. Scorul a fost 6-3, 6-3 pentru americancă după un meci care a durat o oră și 21 de minute. Simona a avut șansele ei în setul al doilea, când a condus cu 2-0 și 3-1, dar nu și-a găsit ritmul la serviciu. În urma acestui succes categoric, Serena conduce cu 10-2 în meciurile cu Halep. Naționala de polo a României a fost învinsă de reprezentativa Franței, scor 16-7, în ultimul meci din grupa B și a ratat calificarea în sferturile turneului preolimpic de la Rotterdam. Tricolorii ratează implicit și calificarea de la Jocurile Olimpice de la Tokyo, unde vor ajunge primele trei clasate la turneul olandez.